Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta, și la Gânduri cu Tâlc astăzi te îndemn să nu iei decizii la mânie. Știu, suntem oameni, ce să facem? Ne supărăm, ne enervăm pe copii, pe soț, soție, pe prieteni, pe colegi, pe... Se mai întâmplă, da? Ne ia valul, cum am zice noi așa, cădem. Mai greșim, ce să facem? Dar, dragilor, vă îndemn să nu luați decizii din această stare, pentru că o veți regreta. Și chiar dacă nu este cea mai proastă decizie, nu e nici cea mai bună. S-ar putea să vrei să revii asupra ei și să nu fie deloc confortabil să o faci. Că avem și noi un ego acolo care ne ține, da? Ca să zic așa, frâna noastră de mână, câteodată mergem cu ea trasă, e adevărat. Dar nu e ok nici asta, dacă se tocesc aboții. Dragilor, nu e bine să luăm decizii la mânie. Și dacă vă pedepsiți copilul la mânie, va fi o pedeapsă exagerată. Și vă va părea rău și nu vă veți putea ține de ea și vă va scădea autoritatea în fața copilului. Automat veți reveni asupra ei și copilul nu va mai crede după aceea când veți vrea să fiți serioși. Da? Mesajul pe care îl transmiteți este că oricum nu vă țineți de cuvânt, da? Și poate să facă orice, oricum, oricând. Asta în relația cu copiii. În relația cu soțul, soția, la fel, dragilor, s-ar putea să vă pară rău să reveniți și să nu mai puteți să faceți nimic. Deci, ce vă îndemn, indiferent, da, ce decizie ați avea de luat, cât de mânioși ați fi, cât de supărați, cât de căzuți, să zicem, indiferent cum vedeți voi viața în momentul acela, cât de întunecată și cât de grea situația pentru voi, nu luați decizii. Așteptați, respirați, respirați de 5 ori, calmați-vă și din această stare de calm puteți să luați și decizia, dar nu mânioși. Vă pup și să vă fie de folos!